începem, nu? Păi începem prin a vota procesul verbal de la ședința ordinară din 31.1.2019. Cine este pentru procesul verbal? Dacă există înainte, dacă există eu aș avea o singură remarcă la procesul eventual. La care? Că le luăm pe rând. Haideți să le luăm pe rând. Acolo unde sunt absenți. Zic, ar fi bine de nominalizat persoane care absentează. A, da, există și listele de prezență, într-adevăr. Da. Atunci când lipsesc persoane și vin ulterior, am scris și inclusiv la ora la care au ajuns ca să ne raportăm la ce s-a votat. Da, se poate complet. Bine. Am venit mai târziu în cauza drumului. A, nu, da. Deci am plecat cu o oră mai devreme de la recrutăm. Da. Mi-a luat o oră și a luat. La vot. La vot. Cine este pe... Un pic, domnul secretar, acolo unde sunt târzii. Din motive intermediate, bine să specificăm și am specificat. Asta ar fi ideea. Nu există o penalizare motivare pentru că s-a întârziat. Eu am precizat acea întârziere raportat la faptul că primul proiect de hotărâre a fost votat în lipsa respectivelor persoane. Și ca să se înțeleagă de unde este diferența între proiectele de hotărâre ca număr de consilieri. Am înțeles. Da. Împotrivă abținerea la primul, cel din 31. Cel din 31, domnul Dămoc, abținerii? Nu, am votat. Da, pentru bun, tot. Da. Și acum pentru procesul verbal de îndată din 1.2.2019. Cel din 8.2, da? Da. Din 1. Da, 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 din 1. Ați ajuns puțin mai târziu după ce s-a întâmplat. Asta a fost într-o vineri, nu? Da. Aia, atunci eu am lipsit. Da, n-a fost atunci. Da, nu știu. Și a fost dimineața, că ați venit. Da. Nu a fost, domnul Gretu nu a fost, dar din 1. Nu a fost. Bine. Da, bine. Cine este de acord cu... Haideți să facem așa, abținere în primul rând. Una, două... Trei abțineri, împotrivă. Nu, pot să nu s-a luat 10 și era terminat. Și diferența este... Nu, v-a spus între 9.30 și 10 atunci. Și eu am venit la 10. Să nu stau aici două. Pentru... Am zis eu ceva normal. Și cel de o extraordinară. Procesul verbal de la ședința extraordinară din data de 8.2.2019. Cine este pentru? Eu aici am vrut să mă abțin, că n-am fost. E la un an și la altul. Mă abțin că n-am fost la ședință. Ce să vă spun? Da. Deci o abținem, nu? Da. Acum începem... Ordinea de zi. Da, ordinea. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare în Comuna Horgeș, județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020. Inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Și punctul 2. Întrebări și interpelări. Eu aș vrea să zic două cuvinte, dacă se poate, despre această ordine de zi. Aș vrea să zic două cuvinte despre ordinea de zi. Domnului primar mă adresez în primul rând. Pentru că este a doua lună consecutiv când, practic, domnul primar vine în fața Consiliului Local cu un singur proiect de hotărâre. Și acesta este o adresă a inspectoratului. Deci, practic, dacă acea de adresă nu ar fi existat, nu avea avut nici măcar acest proiect de hotărâre. Și nu văd normal faptul că în comuna noastră nu se vine cu proiecte de dezvoltare a comunei, nu se aprobă noi proiecte de investiții. Vreau să vă dau exemplu, că poate o să spuneți că așa e peste tot. Parava a avut 6 proiecte, între care un proiect cu indicatori tehnico-economici. Căiuțul a avut 18 proiecte pe ordinea de zi. Zemeșul a avut 38 de proiecte pe ordinea de zi, majoritatea pe partea de investiții. La noi, și noi nu e caz singular, că dacă ar fi fost acum un accident, am mai avut și în anii trecuți aceeași situație. Consider că acest lucru denotă o lipsă de implicare și de soluții. Eu chiar am dat și în acea ședință extraordinară câteva exemple concrete de proiecte care normal ar fi trebuit să fie pe ordinea de zi, pentru că așa prevede legea și la un moment dat oricum o să trebuia să fie făcute. Faptul că nu se vrea sau nu știu care e situația, dar nu mi se pare normal ca ședința ordinară, deci ședința ordinară unui consiliu local să arate în acest mod. Mulțumesc! Ok, acum o să vă răspund în așa și în drumul ca să încheiem subiectul. Mă bucur că se întâmplă tot ceea ce inițiam noi.
Problema este, din punctul meu de vedere, nu mă așteptăm la o replică din partea noastră la privința asta, să afirmați că activitatea de o lună a primăriei Cocești constă într-un singur proiect de hotărâre. Asta nu însemna că, domnul consilier, dacă nu facem niciun proiect de hotărâre în luna respectivă, n-am muncit. Asta așa avea și o întrebare. Deci nu așa a spus, că domnule, nu e posibil să afirmăm un proiect de hotărâre. Într-adevăr, eu consider, într-adevăr, au fost ședințe când am avut 10 puncte de ordine de zi. Problema este următor, la fel la investiții, ziceți dumneavoastră. Știți prea bine și o știți dumneavoastră și zic toată lumea situația bugetului. Deci noi, la ora actuală, demarările, proiectele care le aveam demarate, le aveam în momentul când ce investiții să aprobăm, dacă noi nu știm ce bani vom avea în bugetul respectiv, sau le aprobăm de dragul ca să le aprobăm, să avem pe ordinea de zi proiecte, sau... Nu știu, eu, asta e părerea mea. Adică, o să vă răspund și eu la partea asta. Da. Mă așteptam să spuneți să dați din apie pe buget. Păi, bine că vă așteptați. Eu nu mă așteptam ca dumneavoastră să faceți afirmarea că activitatea primăriei Bogești constă în câte proiecte de hotărâre se discută la ședința Consiliului Local. Păi, aici vorbim de dezvoltarea comunei. Adică, încât tu nu vii cu un proiect pe ordine de zi, înseamnă că nu te interesezi să dezvolți comuna Bogești. Asta e părerea dumneavoastră. Păi, altfel cum lucrați? Dacă nu depunem proiecte și nu venim cu ele în Consiliul Local. Bun, primarul nu a... Asta am vrut să subliniez. Au fost ani... Eu am subliniat în ședința în care luna trecută, în ianuarie, la ședința ordinară, când eu am venit cu 3 proiecte pe ordinea de zi și n-au fost aprobate tocmai sub acest aspect că n-ar fi bugetul aprobat. Eu acum v-am dat exemple, am dat în ședința trecută și exemple de proiecte care au fost aprobate în trecut de Consiliul Local Horgești. Până la aprobarea bugetului și acele proiecte prevedeau sume de bani. La fel și v-am dat exemplu acum alte comune din județ, care iată, vorbim de 18-38 de proiecte, care marea majoritate prevăd investiții în comunele respective. Dacă dumneavoastră... Asta e scuza dumneavoastră, e scuza dumneavoastră. Vă accept, asta e părerea, dar m-a deranjat faptul că a spus că activitatea primăriei Bogești constă în aici, partea care ne-a deranjat. Aici e privința, asta e. În rest, că am pus un proiect, că punem 10, că punem 20, astea sunt momentul, le punem în momentul oportun. Au fost ședințe extraordinare, au fost, deși în momentul când se vezi problemii pe care trebuie să le discutăm de urgență sau din ședințe extraordinare, o să vă convoc. Și aici vă mulțumesc celor care au participat la cele două ședințe de îndată și ședința extraordinară, pentru că au fost niște probleme destul de urgente, la care Consiliul Local a aprobat și suntem, primul este cu situația cu gunoaiele și în doi este cealaltă proiect de hotărâre. Bun. Deci haideți să închidem și haideți să intrăm în ordinea de zi. Nu închidem, că discuția a început. Hai, încă o dată, domnul consilier, s-a spus foarte clar că la ședința trecută și interpretări se dau atâtea și atâtea. Planul de acțiuni al beneficiarilor de ajutor social s-a aprobat în fiecare an, de când sunt eu viceprimar, în luna martie anului în curs. A spus că luna martie vin cu proiect de hotărâre. De ce se face atâta tam-tam și cât se vrea să demonstreze lipsa de interes a noastră? Nu știu, când se explică clar că luna martie, pentru că e valabil un an de zile, când a venit control de la Direcția de Prestații Sociale, au verificat, a fost totul regulă, dar, după cum bine observa, și a trebuit să fie mai multă înțelegere și colaborare între consilierii. Se vine și, de către domnul consilier, că îi dau și nume Dămoc, vine și ne judecă. De ce ați votat? De ce n-ați votat? N-ați procedat bine, n-ați votat ce am zis eu. De parcă noi, consilierii, ar trebui să luăm de bun absolut tot ce propune domnul consilier Dămoc. Vine și eu cred că așa trebuie, de parcă dacă dânsul crede că așa trebuie, noi toți trebuie să credem același lucru. Nu avem voie la o părere personală. Ne judecă mai ceva ca un cadru didactic pe un copil care nu și-a făcut tema sau care a răspuns altfel decât... Nu, păi nici măcar, păi exact, n-ați zis cum ați la noi, nici îndrumare. Vorbele, dacă intrați, vedeți procesele verbale cu atenție și vedeți și filmările, numai așa, eu cred, nu s-a făcut, nu vreți să faceți, nu ați votat așa, n-ați votat așa, suntem puși la zid fără niciun drept de apel din partea noastră celorlalți consilieri.
eu refuz să mai am orice discuție și nici nu mi-a răspuns domnului Dămoc, atâta timp cât nu este cetățean efectiv al Comunei Horgești, eu refuz să-i dau răspuns, dar nici nu pot să spun mereu ce vrea dânsul. Și e ultima discuție, chiar dacă o să aibă dreptul la replică, să aibă, eu cu dânsul nu mai discut până în momentul în când efectiv stă aici în comună, efectiv vine nu numai pentru a filma sau a primi pozele și a pune pe Facebook, pe unde pune dânsul, nu, nici nu mă mai interesează, dar să se înțeleagă, refuz să am orice discuție cu domnul consilier atâta timp cât este doar un buletin cetățean al comunei și în rest nu are nicio treabă cu comuna noastră. Da. Da. Cine se înscrie la cuvânt pentru punctul 2? Păi n-ați prezentat. Prezentăm, domnul președinte, acum... Ordinea de zi a dat la Sunteți de acord cu ordinea de zi și trebuie să ridicăm mâna. Asta era ideea. Am dreptate, domnul secretar. Da, aveți. N-ai convins că n-am? Nu, nu. Comisii, credeam. Ideam, nu s-o făcut. Da. Comisia juridică dă acest favorabil. Cine de acord cu ordinea de zi? Împotriva, abțineri? Mulțumesc. Da, și acum, comisia juridică? Comisia învățământ? Aici am lăsat ca fiecare consilier să se exprime părerea. De ce? Pentru că m-am uitat în anexă, domnul consilier, vă rog atenție, m-am uitat în anexă și văd aici niște structuri care lipsesc din anexă. De exemplu, școala gimnazială Horgești are GPN Horgești care lipsește din anexă. Apoi mergem spre Răcătău și vedem că lipsește GPN Răcătău și GPN Recea din anexă. Ori noi votăm rețeaua școlară, corect, ce se află pe raza Comunei Horgești. Nu știu ce răspuns v-au dat de la inspectorat, probabil că v-ați interesat și ați aflat în detaliu de ce aceste structuri lipsesc de aici, din anexă. Mulțumesc. Da. Comisia Buget, Finanțe? N-am... Se spune... Înscrieri la cuvânt? Dămoc, cine? S-a mai știut cineva? Boboc? Nu trece, dar e clar că... Nu știu, mie mi se pare că aici este greșeală. Da? Da. Gata? Domnul Dămoc, dacă mai spui cineva la cuvânt, da, observația domnului Tufescu e foarte bună și mă uitam zilele trecute pe o statistică dată de Inspectoratul Școlar Bacău, unde, de asemenea, nu apar toate structurile în evidența lor. Era o structură care se referea la starea grupurilor sanitare de la instituțiile de învățământ de județ. Și ca să vă dau exemplu, de exemplu, Răcătău apare în acea statistică că există toaletă care este raportată la apă canal. Deci, no, tot, deci tocmai asta vreau să evidențiez. Probabil că nu s-o fi referit la Recea. Nu, e Răcătău. Tocmai asta era. Deci, nu prevedea la sistem propriu, deci prevedea că ar exista deja o rețea... Nu știți care este problema când se vorbește la inspectorat de PJ, că PJ-ul are sub ordine mai multe instituții. Și dacă s-a fi vorbit de Răcătău, de PJ Răcătău, a făcut referire la grădința de la Recea, care are... Recea evidențiată separat. Dacă vreți, pot să vă fac, să vă dau acea statistică. Tocmai de asta zic, mi se pare că e o harababură totală în aceste... Iar faptul că noi am aprobat-o în decembrie, iar acum, explicația, am înțeles că ar fi că s-a schimbat procedura. Nu știu, întâi trebuie să-ți trimită ei, să-ți valideze, să-ți confirme că... Da. Cred că de asta zic, aici ar trebui de lucru, dar nu numai la Comuna Horgești, pe tot județul e aceeași problemă. Asta, deci noi, deci practic acum aprobăm o rețea școlară care nu e conformă cu realitatea. Din nou. Da, mulțumesc. Atât, domnul Boboc. Domnul consilier, privind aprobarea rețelii școlare, se vede mai multe lucruri, domnul.
Uitați, noi am fost, eu cu Dudulic am fost la o ședință care a avut loc la școală, la noi, la Sohut Orient, o ședință cu părinții și am fost invitați de domnul director acolo. Vă spun ultimii voi, domnule, care privind aprobarea rețelei școlare, nu vorbește din lucrurile astea cu care se confruntă nevoile școlilor noastre din guvern. Acolo sunt profesori care nu pot ajunge la școală, domnule, din cauza drumurilor ăsta de la noi acolo. Aprobăm rețeaua școlii, dar ei nu pot ajunge din drumurile astea până la școală acolo. Într-un anumit timp, aici, în Trihulcești, Săudor, era un om cu o mașină care îl trăgea niște cai din Nămol de acolo. Și, boti, nefericire, m-a oprit pe mine. Știind că-s consilier aici, a început să înjuri, că ce face el acum, de cum el scoate, cine îl târâie marea de ală. Și să-i spun, am spus, cumpli și lor abă de asta mai mare ca să treacă pe. Ce să-i spun, dar nu se poate. Mă gândeam, domnul primar, că ar trebui făcut niște presiuni acolo sus, că n-au, domnule, cu ce merge elevii, cu ce merge profesorii, n-au cu ce călătorii pe de la o școală la alta. Și acolo la... Aprobăm rețeaua, acolo la noi, la școală, la Socodor, e ca după bombardamente curtea școlii de acolo la noi. Am mai vorbit eu într-o ședință și nu prea am vrut luat în sală. A dus niște balastru, niște, știu, pietriși pe acolo, domnule, de nivelat terenul acolo, făcut... Și pentru oameni au o condiție bună. N-au nici unii să-și mai pună lemele, nici cele de pe la școală, de acolo. O baracă, o magazie. Hai să vedem și problema asta, că aprobăm rețeaua. Și trebuie să o aprobăm, nu se pune problema ca să nu o aprobăm. Dar hai să vedem cu ce merg oamenii ăștia la școală acolo. Că nu mai vine un profesor bun, mai vine ăștia de pe zonă, de pe la noi. Eu știu, ați văzut dumneavoastră că s-au făcut o grămadă medici, fără... Nu le trebuie facultate, nu le trebuie nimic. Tot profesorul de ăștia vrem să vin și noi. Că vine așa de aici la noi, fără diplome, fără pregătiri profesionale. Nu mai ne vine și nou un profesor cu pregătiri profesionale, că rămâne cu mașina în glot pe aici. Cum aprobăm de sau asta așa de repede? La ce cadri dac și de la recătovări sau de la care nu au pregătiri? Poftim, nu m-am referit, domnule. Mă gândeam că la un profesor cu o pregătire mai superioară, care s-ar apleca un pic spre noi ăștia aici din valea asta, nu vine că rămâne cu mașină în glot pe aici, pe la noi. Chiar dacă ar vrea să ne ajute. Și asta ține de aprobarea rețelei școlare. Hai să creăm și condițiile ca să poată, domnul primar, o bat la dumneavoastră, că eu știu că dumneavoastră vă rupiți mașina ca și noi pe aici. Da, cât se poate să... Băi, bateți un pic la ușă de sus acolo. Ăștia din învățământ, de sus, de unde îi conduc. Și ei, când îi trimit la noi, văd că o trimit la noi cu ocazia asta ca să aprobăm. Și ei să facă presiune acolo, domnule sus. Nu numai elev trebuie și condiții de a merge la școală și condiții școală. Cam așa am avut, domnule. Da, domnul Tupescu. Vorbeam și cu domnul secretar dacă a discutat cu domnul director să vă confirme ce au ei aprobat? Eu cu domnul de la Porgești am discutat telefonic când am primit avizul. A spus că l-am văzut. Am spus anexa trebuie să fie conform anexei avizului. Da, discutat cu doamna Oancea. Chiar mă uitam că mi-am și scris de la structură. Atunci am vorbit cu doamna Oancea, am întrebat de 3 ori. Așa trebuie să arate anexa la hotărâre? Nu ne mai întoarcem? Nu, exact așa. Acum... Ok. Eu nu am posibilitatea să controlez structura. Da. Atât? Da. Domnul Costică Mitic. Deci odată ce inspectoratul școlar arată avizul conform, care este obligatoriu, nu este nici consultativ, nici facultativ, avizul conform tehnicii legislative, legea 24, care mi se din 2000, este în mod obligatoriu. Eu sunt convins că inspectoratul școlar, odată asta, că este ceva care este real. Deci nu... și nu știu dacă avizul ăsta trebuie dat să ținea cont și de felul cum arată toaletele pentru, de la școli, dacă sunt la rețea sau nu sunt la rețea, pentru că la rețea, la canalizare, din toate statisticile care sunt, cred că peste 80% din localitățile din Moldova și din
zona de sud a țării nu sunt racordate la rețea de canalizare. Și chiar din jurul nostru, nu știu dacă este vreo comună, cu excepția Buhoșului, care au făcut anul trecut sau cu 2 ani, au finalizat rețeaua de canalizare de M, câte, știu eu, nu știu dacă este altcineva. Deci nu are rost ca să mai comentăm acum că e bun sau că nu e bun, avându este în sus și de inspectoratul, de inspectorul școlar general, văd, de consilierul cu rețeaua școlară și asta este. Da, dacă îmi dați voi și privind și eu anexa, am privit și noi în momentul când am, înainte de a suna pe doamna Mancea, m-am luat pe curios de numărul de telefon și am sunat pe doamna Mancea, am vorbit un pic și cu domnul inspector general și în îndreptat, că e doamna consilier care se răspunde de rețeaua școlară. Suspiciunile noastre au fost, dacă privim anexa, dacă la școala gimnazială Corgești se prinsă și grădinița și școala gimnazială Sohodor, problema este la școala gimnazială Răcătău, unde este PJU, și prins și școala gimnazială Paul Angel Recea. Deci nu sunt prinse grădinițele. Practic, cred că părerea noastră este că s-a asimilat la școală. Ar fi trebuit să fie și el de sânii sătătoare. Zicem. Sunt ariuri. Da? Eu văd. Aveți grijă de angajații dumneavoastră, acum se ocupă și de angajări în învățământ. Vă duc la inspectorat, neapărat să o treacă pe X. Deci cum e pe punga căsătoriei? Cine are ceva de spus să spun acum sau să tacă privești? Așa că ăsta aici. Vă spunem ca să aflăm toată lumea ori... Nu mai spune. Eu n-am cunoștință de cauză, dacă vezi, puteți să spunem. Putem verifica. Eu că să le găsesc în listă. Noi nu vom avea posibilitatea de a investi în GPN, cea GPN Răcătău, GPN Corgești. Clar, dacă ele nu sunt în listă, în anexă, noi nu putem în bugetul local să dăm bani. Grădinișile nu sunt. Nu sunt prinse, domnule, nu putem să le dăm bani. Dacă primar a sunat directorul și consultați tocmai aici, că la Răcătău nu-i prinse grădinița unde trebuie. Unii suntem cu eval. Dacă nu este prinsă rețeaua școlară, înseamnă că ea nu mai există. Vorbești cu directorul de la Repetrov. Ca număr bineți, dacă e Repetrov, nu are nicio problemă. Rețeaua școlară, discutăm de rețeaua școlară, domnule. Da, domnule, dar clădirea. Nu, grădinița poate să funcționeze dacă nu ai nici un trop, ceva în chiria, domnule. Exact. Dar clădirea poate să o facă primăria, numai bani să aibă. Exact. Clădirea de la Răcătău, așa e, a fost sediu primăriei. Și PJ-ul care este în față. Și avem noi bani acum, domnule. Da, toți elevii, de ce puțin? Da, se intră în cadrul școlii și normal așa trebuia și la Corgești. Așa e explicația lui domnul Checătar. Dacă el trebuia să apare? Nu. Nu trebuia să apară grădinița. Nu trebuia să apară grădinița Horgești aici? Tot în cadrul școlii. E tot în PJ-ul pe Horgești. Da. Bun, și grădinița cu program normal Horgești ce apare? Nu trebuia să apară, asta era. Asta e invers era. Asta s-a greșit în față. Așa a zis că... PJ-ul Horgești, sunt numărul de elevi. Deci, lămurit acum, propun spre aprobare? Da. Proiectul de hotărâri? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? E unanimitatea, da? Să specificați, domnul președinte, că avem pe domnul... Da, acum, la diverse, pentru diverse. Da, cuvântul dumneavoastră, și da, o să ne continuăm. Da, domnul Cristi Chiriț. O să pornim punctul de diverse. Da, punctul diverse, cine se înscrie? La cuvânt o luăm.
Nu, o să lasă întâi domnul. Nu, băiatul, o să vorbești eu, după aceea dăm spaniți prin noi. Treceți pe mine primul domnul. Da, da. Lăsați-a pe primul domnul. Da, după ce vorbește domnul așa. Deci haideți după aia să ne scrim la cum, sau avem timp să ne scrim. O să am invitat astăzi cu Picule. Nu știu. Am invitat astăzi domnul Cristi Chirică, domnul, cred că cunoaște majoritatea din Consiliul Local, este domnul care face traseul de curse de călători Bacău-Răcătău. Da, deci nu două minute. Eu vă spun, noi am avut câteva discuții și câteva întâlniri cu dumnealui, începând de la începutul anului, în care au fost mai multe feluri de nemulțumiri. Unele am încercat să le așezăm cu sursele pe care le-am putut, apoi am găsit o soluție de comun acord și de repunerea unei curse pentru elevi care, în momentul când am purtat prima discuție, domnul Chiriță a susținut că pentru autobuzul de la ora 7 nu mai are elevi și nu avea în momentul respectiv eficiență cursa respectivă, copiii mergând undeva cu autobuzul de 8. S-a luat măsura să se suspende cursa respectivă. Urma discuției cu dumnealor, am făcut un demers și am solicitat ca părinții a căror copii vor să facă naveta la școală la Bacău să depună la noi cerere, pentru că avem o certitudine că ar trebui copiii respectiv merg cu autobuzul de 7. Eu la ora actuală am în față aici, chiar discutasem înainte de a intra ședință, 19 cereri a părinților și cu posibilitatea de a se mai reveni, de a mai reveni, că mai sunt încă suspicioși că nu, demersul nostru nu se aduce la îndeplinire. Urma discuției cu domnul Cristi Chiriță, începând cu 1 martie, îl punem în funcțiune și cursa de la ora 7, cu condiția ca elevii, a căror părinți au depus aceste cereri la noi, să trimită copiii cu autobuzul de 7. Deci este cursă pentru elevi, cursă destinată lor, ajung la ora 8, se duc la școală, nu avem, acum meargă, iarăși să vină, vă dați seama că vine de la Bacău la ora 6 și nu vine nimeni de la Bacău la ora 6. În fiecare dimineață, de 5. În fiecare dimineață, eu am înțeles până atunci exact, am înțeles perfect, și mergea și cu golul sau cu 4-5 călători spre Bacău. Da, dar aici mai e o problemă. Nu, eu am spus problema asta. Restul problemei chiar vă rog și vă spuneți și durerea cealaltă, alte probleme. Aici mai e o problemă. Da, domnul Cristi, luați-o, pași bani și vin să se lege. Am ajuns și mi-am undeva cu titlul adgătă. Deci, în afară de elevi, deci toată lumea și mașini de elevi. Dar dacă vine un cetățean cu bani, vine un om vărt, n-am voie să le iau, pentru că domnul Bunar așa le-a spus, domnul, vă duceți bă cu el. Că nu are voie decât elevi să iei. Asta el nu are voie decât pe tabele, el nu are voie. Domnul Bunar știe totul despre mine, nu știu de unde știe. Am un contract acolo, vreau să-l arăt să-l citească. Că eu am voie să iau tot cetățenii, bază de abonament, bază de bilet, nu e nicio problemă. Gândeați, nu e amendă Cristi, că duce în picioare. Nu e problema dumneata. Amenda o plătesc eu. Da. Eu nu fac 3 curse pe zi. Eu nu fac 3 curse pe zi cu Loganul, câte 6 încolo, 6 încoace, 3 milioane jumate s-o cotit, cu 1 milion benzină și restul îți rămâne. Domnul Cristi, hai să nu purtăm grijă la celulea. Spuneți-vă, păi, un cadru consiliului local, durerea dumneavoastră. Eu vreau să fiu lăsat în pace, să-mi fac treaba. Vă rog frumos, am ce discuta. Gata, n-am venit aici cu polemii. Puteți când vreți dumneavoastră. Eu vreau să fiu lăsat în pace să-mi fac transportul. Eu nu vin cu 2-3 profesori, ca și dimineața, de altfel, și am spus săptămâna asta, intru eu, toată săptămâna, am intrat cu 5 cursuri pe zi, eu, și noapte, dorm aici, văd, să monitorizez toată săptămâna, să văd ce fac. Și când eu mă duc încolo, 4, 5, 6 mașini vin încoace. Ajung la capăt, aduc 2-3, cât mai sunt și copii, restul, că aduc, da, în picioare, că am ajuns de la autobuz de 50 persoane, vin cu mașini de 20. Pentru că nu-mi permit să bag o mașină de 50 de persoane, care să o plimb să pun motorină dublu. Se strică, sunt atâtea. Vin cu mașină 20, la Borgești coboară ce aduc de Borgești și plec și îmi bat vântul la Bacău. Asta fac, eu transport pe care. Vreau să fiu lăsat. Știi, domn Bunaru, nu mai are că bat și de la Sohodor și pisitor. Sunt 24 de mașini care asta fac. Nu fac 24 pe zi, dar 10-12 fac pe zi. A patru oameni dus, a patru oameni întors, s-o cotești dumneavoastră. Eu cu ce să mă mișc? Am zile de nu scot motorina. 5 milioane jumate în fiecare zi motorină, eu nu-i fac.
abonamentele au scăzut de la 140 de abonați, am 76 de abonați. La 2 milioane jumate, o medie făcând, la abonament, abonamentul la jumate. Eu pun 5 milioane, am terminat și banii pe abonamente nici la jumătate sfârșitul lunii. Nu mai repar, nu plătesc, am licenții, am copii conforme, am ITP-uri la 6 clasificări, am salarii, am taxe, am impozite. Cu ce? Pentru că nu sunt lăsat să fac treaba, n-am nimic cu nimeni. Dar nu așa. Deci 10 minute în față, 10 minute încolo, așa. Dacă nu-i pe aici, poliția este pe la Gioseni, vine pe dincolo, vine. Cât? Fugim, cât să mai alergăm după ce? Chiar nu pot fi lăsat, băi, ora lui, lasă-l mă-n pace. Deci eu îi urc la galerie, ei coboară la vale. Intru în Slogodor, ei se duc, plin. Păpă, o, e pe tâl, știu pe drog, visez noaptea, m-am săturat de ele. Nu știu, deci trebuie să ajungem undeva. Dacă nu, fac săptămâna asta, fac luna asta și luna cealaltă, de la 1 iunie predau ștafeta. Nu mai fac. Nu mai pot. Deci nu ajuns aici. Să facă cine, poate sunt alții mai, nu știu. Indiferent cine va veni aici, același lucru se va întâmpla. Deci nu spune cineva, băi, nu-i bun ăsta să iasă, vine altul și nu știu ce face. Nu cred. Același lucru se va întâmpla. S-a făcut un business. Aici un business cu treaba asta. Pentru că să fac bani. Nu mi se pune de oameni în picioare. Eu am mașini de 50 locuri, nu una, 3, 4, pot să le pun să meargă pe rând, dar nici să mă uit la ele. Vin cu două mașini în fiecare după amiază. Cu două mașini vin. Una rămâne aici, știți, dar le-ați văzut. Una se duce încolo. Vin și înapoi plec. Gol, dacă nu vine domn Costel, vine Florescu. 3, 4, dacă e, pac, îl lua și pe ea și vine. Și să văd asta. Okay. Și eu mă duc gol. La Bacău. Vin cu acest și mă duc să mă plimb. Dorm aici, toată săptămâna asta îmi se fac. În fiecare zi, tot trec pe hârtii să văd ce se întâmplă. De luni, de la 3 dimineață, am făcut 5 cursuri, ieri 5 cursuri, azi fac 5 cursuri, nu e problemă, toate le fac. I-am trimis băieții în altă parte, fac eu să văd și eu, ca să nu mai zic, băi, că ăla poate fură și ăla, doar cu banii de mână. Fac eu, plecam să mă fur eu. Strag și eu la Peco. Dimineața am făcut, m-am dus la Peco și am pus motorină la mașină. N-am rămas cu niciun leu pe ieri. Dar eu pentru ce muncesc? Cu motorină și atât. Că toată lumea asta face. Dacă îl vezi în stație, la ce oprești să-l iei? Lasă-mi, frate, și-mi acolo, că eu am o oră. Și de ce se face transport? Pe orele astea, exact. Dacă tot te duci la Bacău, că ai treabă, de ce te duci tu la 8 când pleacă autobuzul? De ce te duci la 12 la 1? De ce te duci după amiază, de ce vii înapoi, în fața lui? La piață, hop, dacă unul pleacă încolo, stai bă, vină cu ace. Sunt filmări, sunt... Deci, unde duci la autobuz, da, bă, vină cu mine, lasă-l pe la pace. Uite, eu noi cred că s-a înțeles mesajul dumneavoastră cu celul local. V-am spus, ați nu să veniți aici și v-am invitat să vă spuneți părerea și în fața consiliului local. Încă o dată, revenim asupra concluzionăm. Începând cu 1 martie, punem cursa de la 7, așa cum am vorbit. Cerăm să fie, mai vină elevi, să vină... Iar dar cu cealaltă problemă, numai de elevi. Eu am discutat cu... Da, eu găsesc un am lucru. Înțeles. Și efectiv, viu gol, mă duc. Eu am mai discutat cu dumneavoastră, unde vă trebuie să vă adresați. Un piculeț. Da, dar nu, dar așa nu s-a spus, nu mergeți la viață. În primul rând, dedicate elevilor. Da, da. Da, dacă e cineva acolo, doar nu e problemă. Ce-i problema, domnul Lucu? Da, ia spune domnul Daniel. Sunt elevi care mai mergi la vot, care nu au început orele exact la vot. Încep la 10, la 13. Deci au fost situații când li s-au spus că nu o să-i mai luăm pentru că nu... Hai să vorbim deschis ce avem de vorbit, domnul. Lăsăm abonamentul. Dar l-am invitat aici. Deci pe abonamentul ăla care îl plătește trebuie să ducă să vină încă o dată, în ziua aia. Deci nu contează la ce autobuz se duce. Bine, știți foarte bine că personal m-am invitat pentru autobuzul ăsta de 7, nu pentru interesul propriu, chiar n-am avut niciun interes. Datorită faptului că cetățenii m-au rugat ca să fac chestia asta, ori să mai vină, deci domnul Cristi știe, pentru că elevii în general iarna pleacă la gazdă, pleacă la cămin, datorită frigului, mai ales că în Bacău nu au unde să stea, pentru că nu aveți dumneavoastră, nu aveți un spațiu acolo amenajat, ar trebui ceva pregătit acolo. Și, deci cum de căldura am înțeles, am primit mesaje că o să vină mai mulți. Deci o să fie undeva, dacă acum au fost 19 cereri, deci elevii oricum o să fie undeva la 25 pe puțin. La ora actuală am 9. Vă dați seama că n-am. La dumneavoastră, am mântat. Puteți să-mi spuneți, aveți și elevi care merg cu 4 dimineața. Din cauza că nu este 7. Din cauza că nu este 7. Da. Ei, îmi dați seama, deci elevul ăla se trezește la 4. Tuma din fundul galerului și ia noroiul ăla. Știi unde stă elevul ăla? Știu. Vă spune unde stă. În mașină la mine, că îl las acolo și... De asta v-am spus, am trebuit... Acolo să mă duc, ca să stea la căjarul. Și eu vă spun.
Ei, și dacă ăla, deci băiatul ăla mai este bun de ore, dacă îl vreau să îl îndrețesc la 4. Tocmai de asta am tenut orice să ne implicăm în toată chestia asta, pentru faptul că am fost obiective atât de o parte și de cealaltă, încât și copiii trebuie să ajungă la ora respectivă la școală, dar în același timp nici dumnealui nu poate să meargă cu autobuzul gol. Deci s-am făcut în așa fel implicarea noastră, ca să avem o certitudine. De ce nu parcați la o pădare, ca să poată să stea călătorii la un dos acolo? M-am mutat chiar ieri, stăteau prin borduri de acolo, am trecut pe acolo. Da, fără să fac cursul, eu nu fac cursul, toate m-ați trecut pe listă. Da. Ce vă plecat listă? Ei, nu se știe, că există o listă. Nu există niciodată. M-ați trecut odată. Acum nu mai. Erau săraci înșurați acolo pe borduri de asta. De ce nu mergeți în autogară? Nu merg în autogară pentru că domnul patron la autogară are niște prețuri pentru un sfert de oră de intrare, Deci primul ajunge pe lună ca să intru și să plec, 17 milioane. Da, vă dați seama. Deci eu mai pun ceva și dau la un șofer. Trebuie amenajat ceva ca să nu stea... Trebuie amenajat, știu că trebuie amenajat, dar... N-am voie să amenajez, să fac eu copertină. Da, că e domeniul public, în fapt. În autogară, pe peron, tot plouă, tot ninge, că trebuie sus barul, o să stea în barul. Eventual să parcați autobuzul mai devreme cu o jumătate de oră, un sfert de oră, cel puțin, ar fi totuși o soluție. Nu știu, e soluție și asta, și cu, și cu jumătate de oră, dar cu jumătate de oră nu trage acolo unul cu barul, spuneți. Hai la un potic, domnule. Ați încercat să faceți, să o facilitați, domnule, pentru călători, care să nu mai aveți competiția asta cu... Pirateria. Da, vă dau răspuns. 5 lei dacă fac, 5 lei dacă fac și vă pot demonstra 5 lei fac o săptămână. Același lucru se întâmplă. Dom'le, înseamnă atunci că vine fenomenul din altă parte, dom'le, și nu o să-l puteți stopa. Nici dacă faceți cu 2 lei. Nu, dumnealui, trebuie să înțelegeți mesajul pe care nu l-a dat. Noi nu vrem să ajungem în situația în care de la 1 iunie să nu mai avem autobuz, microbuz sau mijloc de transport în comun, în raza comunii Horcești, că atunci toată lumea va exploda. Și eu știu reacția acum, perioada asta, cât nu s-a scos autobuzul de 7, câte telefoane am avut și primit. Că nu, hai să ne implicăm. Și am zis, haide domnule, să facem în așa fel, să facem, dar și vreau și certitudinea ca... virgulă, copiii dumneavoastră să meargă cu autobuzul respectiv. Vis-a-vis de este domnul primar, știți de ce n-au venit, că am discutat cu părinți, și de ce nu sunt mai mulți copii, pentru că domnul Tirita trebuie să nu mai zică că de la întâi nu mai vin. Domnul trebuie să-și ia angajamentul, că dacă introduce autobuzul să meargă în șapte, să mergeți până când se termină anul școlar. Știți ce mi-au spus în părinții? Domnule, eu îl iau de la cămin. Dar eu nu m-am certitudinea că a doua zi nu mai primești la cămin. Am la câteva variante încât nu cred. Asta până de seară dacă v-aș primi toate variantele pe care se acolo, copilul meu nu mai poate face navet. Să vă întrebi, domnul Cristi, de câte ori îl sun. Domnul Cristi, vezi că am primit telefon la 10 noapte, m-a sunat cineva, cum, dar nu mai merge de la întâi. Îl sun? Eu nu merg. Băi, dar ce-mi s-a spus? N-am că se vorbește. Și prima dată îl sun pe Cristi Chiriță. Băi, Cristi, e posibil să nu. Nu e adevărat, domnul primar, dar cum se fac și eu am auzut că domnul Budnaru își face firmă de transport. Vă dau cuvântul meu de obi. Ieri am auzut. Da? Chiar da, să să-l facă. Că își va face firmă de transport. Ieri am vrea să-l spun ceva, că n-am văzut cele. Faci firmă de transport. Sunt foarte mulți oameni de aici la noi care fac piraterie de asta, dar oamenii îi cheamă de acasă. Vin și mă iei, mă duce, le ia acasă, îl duce până la Cora, îl duce nu știu unde. Domnule, acum știu că nu e legal, că cel mai sigur transport e în comun. Dar când îl cheamă unul de acasă, pe om, să ducă, să vină... Dacă domnule, erați atent la mesajul pe care l-a transmis domnul ministru, pe care eu l-am înțeles din prima când am discutat, o zi, nu are treabă că te duci la el acasă și alegi. Dacă eu vreau să merg cu mata, merg cu mata, pot să fii interesant. E vorba de cel care alegi în stație. Asta spune omul. Cu 10 minute înainte vreau sau cu 5 în fața lui și iau omul ce în stație. Asta vreau să spun. Un autobuz, ai înțeles? Nu înjur. Ar trimit mesaje de astea, așa ca să... Eu nu jur, nu zic, uite, alea aerul trecut pe Gaia și face și așa mai departe. Dar eu nu jur, nu? Așa spune toată lumea. Dar supărarea mai tare din partea de să știu că mai tare din partea de nu jur. Zice domnul Daniel. Domnul Cristin, mare, dacă îmi permiteți. Deci au venit mesaje că dumneavoastră ați refuzat călători pentru simplu fapt că au mers cu mașina.
Am spus că nu iau, dar nu. Că l-au venit, i-am luat. Am spus, da. Doar te văd în mașină. Păi, dumneavoastră vă puteți să aveți călător, dar ai refuzat, să înțeleg? Păi, Daci, au venit cu mine? Eu am spus, doar care îl văd în mașină. Pe ora când trebuie să vin și nu mai iau. Am zis și eu chestia asta, nu faci chestia asta când mori singur. Și-a venit cineva și nu am văzut. Te-a sper singur din creț așa. Mori singur, altfel. Ați pierdut și pierdut la disperare? Da. La supărare, nu. Încerc și eu să mă duc. Vă zic și eu, un fel. Ți-i pierd supărare. Așa i-am dus și eu, pe același lucru. Așa i-am dus, pierd singur. Nu faci, și atunci ce trebuie să-i spun? Bravo, mă, du-te. Cu cine vrei. Da, du-te de data viitoare chiar te rog. Există o lege care reclementează treaba asta. Este. E poliție, da, nu se face reclamație, e poliție. Și o zic că nu s-a rugat până în trafic ca să scoate domnul Cristi. Băi, ta, s-o scoate și nu e. Suntem niște oameni civilizați. Da, există o lege care reclementează. La același lucru am discutat cu dumnealui, l-am îndrumat pe autoritățile care e competente. Eu nu vreau altceva decât și-o lăsat în pace și-o văd de treabă. Să deranjez pe mine. Și-o lăsat și eu să-mi câștig existența pe traseul ăsta. Nu să țin traseul de facă oră că două cinci cursuri pe zi. Aveți alte trasee să țin în spate. Gata, haideți, am înțeles, mesajul să înțeleg. Da, aș avea și eu două întrebări. În primul rând, domnul primar, da. Bănuiesc, există o statistică clară cu numărul de elevi care domiciliați în Comuna Corgești, care sunt deja la liceu la Bacău. Da. Este un număr exact. Ne-l puteți spune? Nu, acum nu. Ar fi trebuit să-l știm de ce avem problema asta. Okay. Din acel număr de elevi, o parte stau, bănuiesc, la cămin, în chirie sau fiecare cum a decis. Și o parte depinde de acest transport comun. În mare parte, fac naveta, din informația. Da. Ok, pe de asta zic, ar trebui să știm un număr exact, fix, de elevi care fac naveta. Domnul Cristi, la începutul anului școlar, cât ați avut? Să vorbesc, vă rog frumos. El trebuie să știe. Au fost 24. Au scăzut. Da, o știam. Un pic, bun, continuați, domnul. Discutăm pe acel număr de elevi care depinde de acest transport în comun. Practic, ei, elevii, au varianta transportului propriu, dacă au o mașină personală, eu știu, părinți, rude, sau transportul comun. De-aia zic, nu înțeleg de ce s-a ajuns acum ca părinții să depună, după ce s-a suspendat acest transport, să depună din nou cereri. Și vreau să vă întreb, domnul Chiriță, care este prețul abonamentului plătit de un elev lunar? 2.100.000. Aici, 2.200.000 la Răcător. Ok, deci 210, respectiv 220. Dar ce spuneați socoteala, cât ar veni pe lună? Sunt jumate din prețul biletului. Nu sunt toți. Da. Sunt niciun care nu le decontează. Bun. Decontează jumate din abonament. Vreau să vă ridic o problemă care chiar e... Se discută acum la Constanța, unde elevii au luat inițiativă. Și cum, pentru că conform legii 1 pe 2011, la articolul alineatul 1 și 2 din legea educației naționale, învățământul de stat beneficiază de tarif redus cu 50%, respectiv 100%, pentru elevii orfani la transportul județean. Aceasta este lege care normal ar trebui să fie aplicată de orice Consiliu Județean, inclusiv la Bacău. Bănuiesc că nu o să pune în aplicare, mai mult ca sigur nu o să pune în aplicare. Deci dacă noi am aplicat legea, elevii n-ar mai fi nevoie. Deci cu siguranță n-ar mai apela la surse alternative, pentru că transportul, fiind subvenționat de stat, cu siguranță ar apela la transportul în comun, legal și corect, cum ar trebui. Tocmai de asta, o să vă rog, domnule primar, să inițiem o adresă către Consiliul Județean, care să solicităm această decontare pentru elevii din Comuna Borgești, de acei 50%. Iar, pentru că diferența nu este foarte mare, cum a spus dumneavoastră, că a spus că nici cu 5 lei n-ar veni, facem și... Iar diferența de cealaltă 50% vă propun să o subvenționăm noi din Consiliul Local. N-ar fi o sumă foarte mare pentru... Da, dar la abonament, nu la orice transport. La abonament? Păi eu ce-am spus? La abonament! Și cu siguranță, în momentul ăla, nu o să vă mai plângeți că... Cu siguranță, ele vor merge cu transportul. Eu frumos, eu mașina la voi, la mie mi se pare cea mai regulă... La cine trimite? Varia. În afară, seara, spus că am spus că mireața am și Nu. 50% la toți elevii și 100% la elevii. Dar 50% îi beneficiază deja. Nu, domnul Cristi, au 50%? Da. Cred că ăsta cam... 50% deja e. Deci, Ok, deci este contat. Atunci, am putea noi veni... Abonamentul la un adult, cât este? 2.300.000.
Jumătate la elev, le luați 200? 200 de mii. Păi vorbeam de Hurciști. Nu, discutăm de pe total. 2.500.000 la Răcătă. Bun, eu trăiam cu impresia că luați deja la jumătate la elev. Nu, eu am avut o contrazicere chiar cu... 2.500.000. Pe care ar fi facilitatea pentru elev? Facilitatea pentru școală de contează jumătate. Școala de contează jumătate. Pentru că astea au făcut abonamente. Școala de contează de la... Școala, da. A, da, e la liceu. Am înțeles, da. Deci înseamnă, da. Domnul Dămoc se referă, domnul primar, vă spuneți. Domnul Dămoc se referă la cealaltă jumătate. Da, domnule, am înțeles. Da, să avem întâi bugetul, noi venim, vrem să avem o problemă și cu cei de la Parinci, o să venim cu o propunere, în fine, dacă în funcție de fonduri să putem subvenționa și chestia asta. O întrebare, domnul Cristi. Când știți, am făcut acel răspuns către Consiliul Județean cu număr, și ne-ați dat și dumneavoastră un număr de nametiști exact cum e. Exact care sunt. Da. Și aveți trecut 18 cadre didactice, da. Nu trebuie neapărat 7 pe ură, că tău... Da, nu, pe total. 13 elevi și 41 de nametiști, cei care lucrează, da? Deci aceștia sunt elevii care au 13, care au abonament. Nu mai sunt 13. Nu. Nu. Era atunci, care nu mă care aveau abonament. Care aveau abonament. La întâi a doua, când avem situația. Erau, da? Ăștia erau. Și acum, deci, să înțelegem că cele 19 cereri sunt, de fapt, ăștia 13, și plus cei da, care au renunțat acum la cămin și vin în partea asta la altă. Da. Deci ca să se înțeleagă, avem o situație, sunt 41 de navetiști care lucrează, 13 elevi erau la 1 februarie și 18 cadre didactice. Numărul de navetiști, vreau să spun. Asta e situația pe care am trimis-o la acum. Când se termină cu vacanța, au plecat și profesorii și elevii. Da, păi am specificat. Nu puteți să puteți suspenda autobuzul de 7, pentru că nu știu. Da, păi atunci nu. Da, așa au fost ăla de elevi. Da. Timpul vacanței, tot timpul a fost suspendat. Deci, pe timpul vacanței a fost suspendat la timp. Dar acum când am văzut că nu mai... Deci pe total sunt 72 de persoane navetiste. Restul ar fi cetățeni care merg la Bacău și pentru care eliberați biletul. Care... Dacă le dați abonamente, nu că ar trebui. Dacă aveți abonamente, ați dat abonații. Ăștia sunt care sunt abonați. Păi abonații. Și diferența? Ok. Deci, azi dacă vreau 72 de oameni la 4, deci începem cu 3 martie, avem cursa de 7 repus în funcțiune. Restul încercăm să facem ce se poate posibil. Am lucrat. Mulțumim. Stimați colegi, stimați audienți. Deci noi aici încercăm să-i modelăm. Adică, lasă firma asta să-și facă treaba, hai să lăsăm și pe Xulescu să iasă la stații și să-și ia oră. Nu e sigur. Deci omul ăsta sau societatea care o reprezintă, ca să fiu mai clar, plătește taxă și impozite, autorizări și tot ce depinde de transportul în comun. Pe când ceilalți, eu sunt aici răscrucit de drumuri. Și am și mașină cu 7 locuri, ar putea oricând să ies. Dar nu... Nu mă las obrazul. Nu se urcă nimeni mașină. Asta ar mai lipsa. Hai, vă rog frumos, opriți. Adică nu-ți bun șoptere. Deci, în concluzie, haideți dure să anunțăm și noi, că mai fost situații de genul. Să iasă poliția frumos în stradă, să-l menționeze 3-4 ori, să-i dea, în prima fază, doar o atenționare și după aia să trecem la chestii reale. Nu se poate așa ceva. De ce să pierdem noi transportul pe comuna Horgești? Pentru câțiva, să nu spun chiar mulți de acum, au făcut din asta un business. Adică să fim clari și să vedem lucrurile așa cum sunt, cum spunea domnul primar. Să știe clar cine face transportul Horgești. Mă, îl sună Xulescu că vrea să le ia de acasă, e treaba lui. Dar de aici, până să vină în stații de autobuz și să iei omului... Oamenii deja e... El e în stație aici, vine la Bacău. Dar văd eu, în colo, vreau să spune vreo la. Și duci și mai caut unul. Nu s-a spus. Domnul Cristi, deci la noi este... Autobuz, la noi este... Da, și tot mai durează. Domnul primar, la noi este, să-i spun, rezolvarea problemei. Și el va fi mulțumit pentru că acești oameni își vor vedea. Da, vrea să-și facă cineva cu o firmă de transport, dar să-și o facă. Să dea bani. Și către statul român și după aia mai stăm de vorbă. Păi să l-am citat, să citim. Păi da, nu, da. În momentul ăla nimeni nu e oprit, nu e oprit să nu iasă și să-și facă un business, dar business autorizat. Asta ar vrea și cred că ar vrea toată lumea. Mulțumesc. Dar cineva să mai fie la cuvânt? Da. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. Din înțelegere și... Nu știu, eu vreau să fac treaba. Dacă sunt lăsat, vreau să continui, nu dau înapoi o secundă, dar să fiu lăsat în pace.
Sănătate, nu mă vedeți. Acum, la diverse, acum, la diverse. Da. Nu să scriu. Altcineva, lista e deschisă. Hai până... Dați-i drumul, domnul Prisăta. Domnul primar, asta ai deschis. Am intervenit într-o ședință tot la fel cu problema asta. Este vorba de cetățenii de acolo, din partea aia, de la Ventilă. Da. Deci, în primăvara asta sau anul ăsta, trebuie luate măsuri neapărat. Deci acolo, dacă mai vine o ploaie mare, nu mai putem trece. Deci trebuie făcut un proiect, un pod, ceva acolo, o reparat. Da. Nu știu cum se poate repara. Răspund. Nu știu cum se poate repara. Și mai e tot așa la galeri, iluminatul public la noua rețea. Deci am mai discutat în ședință. Nu au, deci să pun un volan cu două acolo, da. Cam atât momentan. Mai sunt probleme, dar mai lăsăm și pe ei. Domnul Democ. Da, o să încep prin a-i răspunde doamnei viceprimar, pentru că am avut ocazia la început. Doamna viceprimar, în ultima perioadă, văd că a luat această atitudine de a se victimiza. Este victimă în Consiliul Local, victimă în Comuna Vorgești, victimă la Consiliul Județean, unde se plânge în ultima perioadă că Dămoc traumatizează, Dămoc stresează foarte tare. Nu, dar ați fost cu mine, deci știți toate astea ce fac eu? Că sunteți exagerate! Eu zic, din punctul meu de vedere, a spus că nu mai vorbește cu mine, văd că s-a răspândit. Eu cred că cer, în primul rând, lucruri normale. Și nu o să mai fac mai tard. Bun, am înțeles că nu s-au, că doamna insistă pe acel proiect ce prevede lucrurile cu persoane de la 416. Din punctul meu de vedere, ca să crește, cred că e clar pentru toată lumea, nu cred că depinde de acel proiect ca să facă lucrări de igienizare și de toaletare a șanțurilor în Comuna Porgești. A venit vremea bună, probabil ați văzut că toate șanțurile sunt deja curățate, s-au adunat gunoaiele de prin comună, se lucrează intens, drumul este plin, deci tot se lucrează, toată lumea lucrează, toată lumea își face treaba. Dacă tot suntem la acest capitol, am putea acum să-l invităm pe domnul Bujor Bunescu, el e responsabil, să reprezinte situația pe luna ianuarie cu pontajele și cu lucrările care au fost făcute și plus pe luna februarie, până la acest moment. Eu chiar aș fi curios, de exemplu, să vin acum să ne reprezinte la zi punctual pontajele cu toate orele care s-au făcut și cu lucrările care s-au făcut în Comuna Porgești. Acum, ieri, vreau să văd ieri ce s-a lucrat în Comuna Porgești. Poți să văd lucrul ăsta? Întreb. Dacă există, eu zic că ar trebui să le putem vedea. De mult insistăm în Consiliul Local și astăzi chiar n-aș vrea să plecăm de aici până nu ni se prezintă această situație. Cam atât. Restul de ce se mai plânge doamna pe acolo, cu care e cetățean, care nu e cetățean, degeaba stai aici dacă nu faci nimic. Asta e situația. Bun, pentru domnul primar. Am depus în ultima perioadă, în ultimele luni, mai multe adrese scrise, cât și verbale, pentru a fi informat despre cu informații de interes public. Și o să vă dau câteva exemple referate de necesitate pentru achizițiile făcute de primărie și contractele de achiziții. Pontajul beneficiarilor legii 416 și activitățile desfășurate în folosul comunității. Am discutat cu persoanele din aparatul de specialitate, mi-au zis că mai durează. Eu am mai depus totuși preventiv din nou încă o solicitare ca să nu se uite de ele. Nu insist, sunt conștient că unele sunt acte multiple care trebuie scanate pentru a fi văzute, dar eu sper să nu se uite de ele. Totuși, pe lângă aceste lucruri, am solicitat și niște lucruri simple care eu nu înțeleg de ce nu vreți sau nu știu care e situația, de ce nu vreți să-mi răspundeți. Printre care, m-am trimis, de exemplu, am depus o adresă pe 15 ianuarie pentru ca imaginea suprinsă camerele video existente în comună să fie disponibile și pe site-ul instituției. Nu mi-a răspuns la această adresă, deci e mai bine de o lună jumătate de când am depus-o. Am solicitat o situație la zi cu nomenclatorul stradal și cu amenajamentul pastoral. V-am readus aminte și în decembrie, mi-a spus că da, s-a uitat, o să faceți din nou. Vorbim ca să vorbim.
Am solicitat de asemenea măsurile care au fost luate în urma auditului Curții de Conturi. Vă reamintesc că în februarie 2018, în pașcele numărul 9, am aprobat totodată măsuri care vor fi luate în ducerea îndeplinirii deciziei și s-au nominalizat niște persoane din cadrul primăriei responsabile pentru fiecare măsură în parte. Erau 11 puncte cu 52 de măsuri care trebuiau luate. Chiar s-a discutat atunci, chiar domnul Mitic a specificat, ca odată la 3 luni să vină în fața Consiliului Local și să ne se prezinte situația la zi cu ducerea la îndeplinirea acestor măsuri. E mai bine de un an. De atunci nu s-a prezentat, deci nu știm absolut nimic. Eu am depus și scris. Încă aștept și aici o informare și de asemenea cred că asta ar trebui făcută și în fața Consiliului Local. Nu mai uitați că nu e chiar așa greu, domnul. Mai departe. Am văzut că... Am înțeles că la unul din proiecte nu mi se vor da informații sub pretextul acestui GDPR, care ar fi informații de interes public. Știm că s-au fost plătiți 5.600 de lei pentru acel studiu. Chiar o să vă rog să-mi spuneți care e persoana din primărie care a fost instruită pe așa ceva și poate ne lămurește și pe noi ca să știm exact ce avem voie să solicităm și ce nu avem voie să solicităm. Totodată am mai văzut servicii de verificare a proiectelor tehnice. Dacă ne puteți specifica și aici exact ce au prevăzut aceste servicii. Cam atât cred că am avut de spus. Da. Domnul Dodonic. Dacă vrei, eu. Lasă că nu vă dau rândul mai bătrân. Da, domnul Dodonic, aveți un mergem în funcție de bătrâne. Vreau să-i mai aduc la cunoștințul domnul primar. Am mai solicitat mai de mult, au trecut atâția ani, dar oamenii noștri tot vin, copilul în brațul la dispensar. O să puteți să fac la noi, cum v-am spus atunci. A spus că n-are central, că n-are cutare, dar oare la urgențe central? Adică vine doctorița să bagă într-o casă de om și consultă cutare. Dar acolo nu faci că nu mă duc la X, că am o problemă. Las că mă duc la Orgești. Acolo nu ia nimănui. Deci se duceau toți acolo, copilul, cu tare. Trebuie că acolo unde e capătul rășii de unde e Soudorul și până la dispensar aici, sunt 4 km jumătate. Și ca să vină cu căruța sau cu și ocazii vine sau cu și, mă rog, sau chiar dacă vine cu o mașină, că se duce undeva. Da, până stă la rând, până nu știu și nu-l așteaptă mașina. Trebuie să o iei oarbe jos, oarbe să mă aștept și autobuz, soft. Ar fi bine să facă și treburile astea, că e beneficiu și copiilor. Mai sunt și bătrâni. Am stat de vorbă cu doamna doctor, chiar am rugat-o și noi în privința asta. Și-o zis că acolo nu îndeplinești criteriile după care... Băi, lasă-mă, de la Gadaroi, criteriile... Pune numai pe lângă cubele, nu de ajuns. Pare mai bun decât undeva. Containere cu cubele. Da. Atât? Domnul Tufes. Da, eu iarăși vin domnul primar și vă spun că rezolvați odată problema cu iluminatul ăsta public în zona noastră acolo, că vă vizează chiar și pe zona dumneavoastră, ține de la... bate un pic vântul și gata, dar investiți, domnule, cât costă ăla? Găsiți, veniți, solicitați bani, numai la noi se întâmplă, bate vântul, nu avem lumină pe stâlpea. Mai fie copii la școală dimineața, seara, oameni care lucrează și sunt avetiști,
Încercați să le rezolvați totuși da. Problema acolo, o achiziționare, unui alt aparat, dacă ăla nu mai funcționează cum trebuie. Atât. Atât, doamna Temea. Da. Doamna consilier, după cum știți, discuții cu dată cu victimizarea mea, sunt cea care spun că nu am niciun drept de cuvânt, că opoziția, sunt în opoziție și vezi, doamne, majoritatea și indiferent cât aș vrea eu să aduc Comuna Horgeș la un nivel înalt, nu reușesc din cauza consilierilor de la putere, deci victimizarea o lăsăm în partea cealaltă. Iar la solicitări s-au făcut, vreau să fac la cunoștință, că n-au fost completate solicitările. S-a cerut până și concediile de odihnă ale funcționarilor, să dăm perioadele de concediu ale funcționarilor. Vi se pare normal? Sunteți consilieri, sunteți în Consiliul Local, să li se solicite și pe ultimii 3 ani, 4 ani, concediile, perioadele de concediu de odihnă. S-au solicitat dosarele de personal. Am ajuns până într-acolo, mi s-a făcut și plângere la ANI, la Agenția Națională de Integritate, deși am explicat că nu este funcționar public soțul. Nu, s-a făcut și la Agenția Națională de Integritate, mi s-a făcut reclamație. Se victimizează dacă s-a primit o reclamație că eu am făcut-o. În schimb, eu chiar primesc reclamații la Agenția Națională de Integritate. Deci este o situație care nu știu cum poate fi dezamorsată și ar trebui și Consiliul Local să se implice că nu e posibil. Vi se pare, încă o dată repet, să se solicite și perioadele de concedii ale funcționarilor din primărie? Mulțumesc. Ce trebuie să fac consulul? Domnul Crețu, aveți cuvânt. Domnul Dan, vă înțeleg la cuvânt. Domnul Crețu, aveți. Da, aș începe cu vechi dorință de a mea, în primul rând, de a rezolva problema cu trecerii pietoni aici, în fața Vasion. Să nu așteptăm să se întâmple într-o tragedie și după aia să rezolvăm problema. De ce? Am trecut pe la toate stațiile, dacă mă credeți, m-am avut un drum în partea asta, în Cești, partea aia pe Parincea, toate stațiile de autobuz au trecere de pietoni. Deci, tot trebuie să facem o adresă către Consiliul Județean și să vină să-și facă treaba. Deci e obligația lor, nu e a noastră, dar trebuie atenționați. Doi la mână. Am rugat pe domnul primar, prin Consiliul Local, să se rezolve odată cu apa asta care vine din el în locuri, să facem rigola aia în fața primăriei. Chiar am insistat la un constructor și am zis, băi, omule, hai să mergem la domnul primar și să o rezolvăm. A spus că vine singur, discută și nu s-a rezolvat nimic. Insistăm și noi cât putem. Mai ales când ni se spune mai mult prin față că noi ca consilieri luăm și așa atâția bani și ar trebui să ieșim, să curățăm șanțul. Că aia cu ajutorul social nu au așa mare obligații ca noi. Nu este posibil, stimați cei de la, din conducerea primăriei, să discutați în stânga și în dreapta despre noi, că am fi cei care ar trebui să ieșim la mult. Noi suntem deliberativul, noi ne hotărâm mai și trebuie făcut, restul, dacă vreau voluntar să fac o chestie, o fac. Și o fac, de câte ori o să mă vedeți și pe mine și pe soția mea, că cură stațiile alea de mizerii, nu o să credeți. Dar nu este posibil să discutăm ceea ce nu știm. În același apel îl fac așa la domnul Bogdan. Vorbiți cu subiectul predicat cu nume și prenume. Un tabel, nu lăsați vă dau tabel, vă dau tabel. Eu n-am făcut asemenea afirmații. Știu cum n-aș făcut, dar sunt destui care fac. Vă rog frumos, nu lăsați loc la interpretări. Vorbiți cu nume și prenume. Deci, haideți cei care scoate cu un porumbel din gură să ne gândim la ce de-al scoate. Din conducere, domnul. Din conducere, noi suntem două persoane, care suntem mai toate. Dar sunteți pe compartimente, am înțeles. Secretarul nu este funcționar public. Atât. Noi și cei care suntem aici. Cei de la departamentul taxă și impozit. Aia nu e chestie. Ei, înseamnă că am greșit eu. Din angajații primării. Fiecare să asume ce atât. Dacă ne-a zis conducerii, nu suntem cele trei persoane că suntem mai ocupați. Da, mulțumesc pentru informare. Deci nu este posibil așa ceva. Cel ce vine aici să-i bage în gură niște chestii care nu sunt normale, mă rog. Nu sunt normale. Vă dată, cu subiectul de bifat, nu știu. Puneți și dacă domnul Cret? Mai este un pic. Da, este problema care am ridicat-o și eu și-o ridicat-o și zona de acolo. Domnul Căriman, în speță, domnul Bogdan, haideți să facem la fântâna aia, la
în fața Bisericii Catolice, în dreapta, cum ar veni, să faci un pic de ceva frumos, un sens girator. Este ceva frumos acolo. Aceeași treabă cu apa asta de aici. Deci am facem un gărduș, închidem pântâna, acum facem un sens girator. Da, facem și un pic de sens girator, că nu ne costă un miliard. Să vină bugetul, costă un miliard cumpără. Dar să-l avem în atenție. Mai este sursa asta de apă. Nu știu cine o gândit, cum o gândit. Mai oameni buni, dar e chiar o chinezării, să nu-i spun altceva. Da, drumul la apa e acolo, curge și pe stânga și pe dreapta. Vine Nelea Gheorghe, bea apă calul de acolo, vin bidoanele, iau. Haideți să facem ceva frumos. Dacă totuși avem sursa aia de apă. Frumos concret. Păi concret, o să vin cu un proiect, nicio problemă, dar haideți să punem și ceva bani de la buget pentru chestiile astea. Pentru ce, domnul Grețu? Concret, asta vreau să vă spun. Să modernizăm un pic sursa asta de apă. Păi da, dar pentru cum o vedeți modernizat? Păi, eu trebuie să vin cu un proiect, să vă scriu. Cei din zona conducerii primăriei nu au idei prea bune. Nu prea. Poate nu ne pricep. La ceea ce au făcut acolo, nu spun câți gospodari. Pun niște ghilime. Mulțumesc, atât. Doamna Sare. În legătură cu sursa de căldură pe timp de iarnă la Camino Cultural, mai aer condiționat timp de vară, plus apa care nu există la baie. Da? Măcar din încasările ar trebui. Și doi ar trebui date tomberoane care sunt bobele ale mici, la anumite persoane, cum de la noi. Și așa stau degeaba. Dacă dumneavoastră vineți cu nominalizări și vă asumați faptul că dăm persoană respectivă, eu și mâine dau domnul Matei. Dar să vă asumați dumneavoastră că ați vrut să-i dați o bătică mitică și nu ne-ați dat Lotufescu. Deci, dacă vă asumați chestia asta, eu nu mi-asum chestia asta. Să dau unui cetățean dintr-un sat și vecinului să nu-i dau. Lasă-vă, că ți-i... Unde nu este acces, unde nu poți intri mașina mare. Ok. În toate... Stabilim chestia asta și le dăm numai. Și așa stau degeaba, părerea mea. Atât? Da, mulțumesc. Domnul Costi Chimichic. Domnule, s-o observ în ultima perioadă, dar de fapt chiar de la început, la parte erau mai rare, anumite discuții total neprincipiale în Consiliul Local. Și ca să dezamorseze, cum spune cineva, problema asta, cred că nu există decât o singură soluție. Să luăm, să studiem bine legea administrației publice locale, să vedem care este rolul consilierului și atribuțiile consilierului, precum și legea privind statutul aleșilor locale. Pentru că mi se pare mie că pe undeva se fac niște confuzii, ori din greșeală, ori voi. Am văzut că după ce a apărut invitația asta la ședință, aceasta este activitatea pe o lună de zile a primăriei Comunei Horgești, dragii mei. Haideți să nu confundăm primăria Bănulea cu Consiliul Local și cu proiectul de hotărâre. Primăria este o structură funcțională unde își desfășoară activitatea primarul, viceprimarul, secretarul și personalul din aparatul de specialitate. Ce legătură are personalul din aparatul de specialitate în frunte cu personal de aparatul de specialitate, cu ședința asta ca să-i bârfim pe toți, să-i punem pe toți la zi de ședință. Domnul consilier, nu-i corect, nu-i normal, vă rog frumos. Internauții care se uită acolo, gata, încep să apară. Aia, păi, cred că și-au făcut aia, păi, nu știu ce. Domnule, hai să lăsăm personal și să-ți vadă de treaba lui. Ce avem cu cei doi funcționari, doi șefi, viceprimarul și primarul, care trebuie să vină să spună, băi, uite, am făcut aia, sau trebuie să mai facem aia, dar personalul să lăsăm în pace, domnul. Părerea mea este, nu știu dacă zic greșit sau dacă zic gine, dar părerea mea este că ar trebui să ne vedem de atribuțiile noastre. Atribuțiile noastre de consilier. Consilierul lucrează în plen aici, așa, iar se adoptă hotărâri, Consiliul Local adoptă hotărâri, așa spune legea, adoptă hotărâri. Nu am eu atribuții de consilier să mă duc să-l iau de bagul pe fiecare funcționar, de ce n-ai făcut aia, de ce faci aia, de ce vii la program, asta este tema primarului. Dacă primarul care este șeful personalului, așa spune domnul, el angajează, el desface contractul de muncă, așa, dacă primarul nu face treabă, răspunde
pentru că nu o să duc la îndeplinire toate sarcinile primăriei. Primăria nu pune stând, nu stă în ședința Consiliului Local. Păi aici vin sute de oameni care au rezolvat diverse probleme. Cine a lucrat în primărie știe problema asta. Sunt anchete sociale, sunt adeveri în tot, încep acuși, o să înceapă cu apea, să duc atâtea sute de oameni la apea. Deci, asta înseamnă și în raportul care o să-l faceți dumneavoastră, care trebuie să-l prezentați, să-l prezentați pe clar, domnule, și să-l așa afișați, să vadă că nu chiar, sunt mulți sau sunt puțini, ăsta este o organigramă pe care noi am aprobat-o, statul de funcții noi l-am aprobat, dar noi n-am aprobat statul de funcții pe om. Pe persoane, chiar dacă zic, noi am aprobat numărul de funcții, numărul de personal, atâta la contabilitate, ăștia se schimbă în funcții de cum, dacă îi stară. Așa, cam asta am avut și mai ușor o leacă cu atâta mizerii pe Facebook, atâta, pentru că e de ajuns doar o leacă să găsesc 4-5 care și știm, care sunt comentatorii de ocazie. Păcat că unii nu sunt măcar de aici din comună și asta. Într-adevăr, drumul este rău. Și a fost rău de când să știi drumul ăsta. Poate nu chiar așa de tare ca acum, pentru că e normal. Un lucru care e stricat, dacă nu îl repari la timp, e și stricat, de ce să strică mai tare? Dar poate o să scăpăm o dată și de treaba asta. Atunci e probabil că o să apară alte comentarii și așa mai departe. Hai să le facem aici așa, colegial în Consiliul Local, că este mult mai corect și mult mai bine. Să lăsăm râca asta și ora asta, ăla victimizează, hai la altul să victimizează, eu mă victimizez, tot ne apucăm de plâns acum aici, că uite, Dumnezeu, ce pățesc din cauza lui sau din cauza legii. Cam atât. Domnul Dancă. Da. Văd că la fiecare ședință analizăm Facebook-ul. Eu propun să dăm la fiecare consilier local câte o tabletă și să dezbatem Facebook-ul, domnule. Dacă în fiecare zi venim și s-o avișat pe Facebook, discutăm în Consiliul Local. Cum era citirea presii în armată, să avem, domnule, citirea Facebook-ului. Dar cine e pe Facebook, e pe Facebook, cine e Consiliul Local, discutăm probleme de Consiliul Local. Tot atâta în fiecare zi, cine o pus pe Facebook. Păi nu e de Consiliul Local, dacă spune că uite activitatea primăriei. Păi nu e de Facebook, dar de Facebook, e treaba lor. Păi nu stau toți pe Facebook. Cine stă acolo e treaba lui, ce vede și citește. Cine vine aici, vine aici. Nu-i confundăm una cu alta. Păi și nu trebuie să lămurim lucrurile? Nu trebuie să lămurim, să lămuresc, alea să lămuresc acolo, nu stăm noi mulți dezbatem Facebook-ul, ci pe Facebook dezbatem în Consiliul Local. Ați lucrat aici și nu ați înțeles niciodată care e diferența între primărie, între Consiliul Local și aia primăriei, că n-ați citit legea măcar odată. Nu v-am zis, cât v-ați vorbit, v-am lăsat să vorbiți, nu vorbiți pe fiecare, nu sunteți avocatul poporului, ești vorbiți pe fiecare. Ați vorbit, ați terminat, acum am vorbit eu, nu? Haideți să facem, v-am lăsat să vorbiți, nu mai mult rău. Păi și atunci, prostii și vorbesc eu, mi-asum și vorbesc eu. Corect. Că nu toți îți deștept ca alții, poate mai vorbești prostii alții. Tot atâta. Da, știți. Am terminat. Ați cineva? Mai ești cineva? O să-i răspund acum domnului Mitică sau la urmă? Da, când e cu răspund la fiecare? Dacă dați voie, vă răspund eu, dacă vreți. Dacă vreți, domnul primar, după aia. Domnul primar, aveți cuvântul. Bun, da, mulțumesc. Da, sunt câteva probleme pe care le-ați sesizat, la care eu o să vă răspund în mare la podul de la Vintilă. Eu, plecat domnul Daniel, dar are probleme de rezolvat. Noi am făcut câteva adrese la podul respectiv. Este sub jurisdicția ANIF Bacău. Ei au venit și în 2017 și în 2018 au fost în vizită în teren împreună cu eu și doamna viceprimar, am fost la fața locului. Au venit, au constatat din lipsă de fonduri, stăm, noi am venit cu destul plângere că într-adevăr, dacă mai mergem mult, s-ar putea să rămână suspendat partea aia de sat de la Ventilă, dar ca intervenție albia minora pârâului respectiv și podul respectiv sunt prinși în inventarul ANIF-ului. La iluminatul public de la Galeni, care vă s-a ridicat și noua trecută, avem necesar de câteva lămpi pentru a putea să-l prelungim iluminatul respectiv în zona respectivă. La domnul Codreanu, cu bele. Cu bele, deocamdată,
Mă așteptăm să se termine licitația și să dăm la toată lumea. Nu, containeri, a zis. La containeri, noi avem, mai avem câteva solicitări. Noi am solicitat chiar astăzi, eu nu neapărat... A venit șoferul, nu știu că trebuie să aducă două. A fost mașina de gunoi. Chiar am auzit discuția dintre doamna viceprimar și șoferul respectiv, domnul, dar ne-a primit domnul director de la Soma când îi mai trimite două containere. De fiecare dată când face transport mai trimite două, dar nu a venit care, șofer nou și n-a știut că trebuie să... La care fiind mașina nouă, nu o trimis containere. O să avem în vedere și o să mai suplimentăm acolo unde este caz. La domnul Dămoc, cu imaginile pe la camerele de luat vederi, să aveți pe site-ul nostru. O să vedem dacă este corect și legal, cu mare drag, nu se pune problema. Noi punem la dispoziție oricând, dacă până acum eu vă spun modul de lucru, inclusiv cei de la poliție, vin și le punem la dispoziție, în termenul respectiv, imagini de pe camerele de care sunt implicate. Am elementul pastoral, într-adevăr, noi avem depus dosarul, Comuna Hodești are depus dosar. Da. Așa vă verbal tot ne-ați spus. Vă rog, chiar vă rog. Da. Vă răspuns scris, punctual. Am înțeles. Stadiu de lucru, persoana responsabilă, așa. Am înțeles. Amenajamentul pastoral, avem depus dosarul la OSPA Bacău și la Direcția Agricolă Bacău, în care partea noastră de implicare în acest amenajament pastoral l-am făcut, rămâne în funcție de dumnealor când vin pentru următorul, trebuie să facă niște măsurători și toate problemele pe care le-a, ca o paranteză, anul trecut, în discuția cu organizatorii de stână, am cerut, așa cum ne-au cerut, să facă niște țarcuri de 16 metri pătrați în care să lasă iarba să crească, în fine, îngrădiți și toate chestiile astea. Vreau să vă spun că unii organizatori de stână au făcut, dar nu a mai venit nimeni la ora actuală, nu mai sunt nici tarcurile respective. Asta e ideea principală. Deci, așa. Bun. Instruirea persoanei cu GDPR-ul. Este persoana care are atribuții referitor la legea 544. Este doamna Cătea Felicea. Ea este cea care este instruită cu probleme de GDPR-ul. La domnul Dudulică, da, în infestarea unui punct sanitar. Domnul primar, da. Ați sărit un lucru? Da, măsurile de la Curtea de Cod, da, mă iertați. Și măsurile și încă ceva esențial, să vină domnul Bujor să ne prezinte punctual contajele și lucrările care s-au făcut ianuarie-februarie, okay. Curcătorii de la 416. Acum în ședință, da. Dacă se poate, dacă sunt făcute, dacă se fac fictiv, asta e altceva. Motiv. Domnul primar, dar da. Nu stăm noi acum să ne prezintim... Da, asta e, hai să vorbim. Noi ne-am făcut de postul, da. Acum să ne prezintim de care lucrați, eu în luna... Consiliul local aici. Păi, tocmai de asta se pare că numai... În ordinea de zi, stăm și... Prindeți la ordinea de zi? Ok, revenim. O informare către Consiliul local. Da, o să primiți fiți și atunci asta e bun. Domnul primar, ce încă o întrebare colegială, dacă îmi permite? Când se dau ordine de începere la lucrările, de la proiectul apă, canal, școală și pod? Da, o să vă răspund. Nu m-ați întrebat, dar o să vă răspund. Așa, măsurile de la Curtea de Conturi. Da, o să vă aducem în luna următoare, ca propunere, o să avem pe ordinea de zi și un proiect pe care, raportul primarului pentru activitatea din 2018, în care vă aducem la cunoștință atât stadiul lucrărilor, dar o să vă spunem așa, și stadiul de la Curtea de Conturi. Bun, domnul Dudulică, din țara unui punct sanitar, într-adevăr, eu cred că nu sunt împotrivă și chiar am făcut demersul pentru înființarea acestui punct sanitar. Problema este următor, a pus o chestie amuzantă din punctul meu de vedere, dacă la Gardoroi se poate. La Gardoroi se poate pentru doamna doctorul și asumă să facă un serviciu medical acolo. Ei, ca să existe un loc oficial, este cu autorizat și toate chestiile astea. Deci nu poți să spunem noi că hai domnule, hai să facem aici. Nu facem aici, facem nimic. Nu facem că vrem noi. Adică dumneavoastră sunteți în formă. Păi tocmai de asta, dacă ați autorizat să cere apă curiat, n-ați înțeles? Eu nu fac act, eu pentru... De acord, domnul Dudulică. Cere apă curentă,
Ceri toate facilități, WC-ul și toate problemele astea, ca să poată ca să primim o autorizație sanitară. DSP-ul să ne dea autorizație să poată funcționa un punct medical. Că se face așa la ad hoc, asta e problema, asta e altă problemă. Ai lăsat-o atunci. Nu, dar eu nu colăs. După 2000 încolo. Dumneavoastră, gândiți cum vreți dumneavoastră. Deci nu e ușor să faci un punct sanitar. Așa, domnul Dubescu, da, într-adevăr, un alt public mă afectează și pe mine, fiind în aceeași zonă, suntem în același ăla. Da, așa e, așa e. Problema este următor. Noi am tot căutăm măsurile ca să... Am făcut și o adresă către cei de la Ion, în care am gândit noi că, în urma vântului respectiv, să ating firile. Și să strâng și ei și noi. Au venit cu distanțieri, asta vreau să spun. Și culmea este, deci noi am constatat că de acolo ar fi. Au venit, au pus distanțieri și aseară s-a întâmplat același lucru. Deci ceva este de-al nostru. Asta vreau să spun. Asta e cauza. Da. Bun. Încercăm să schimbăm la transformator. O să încercăm să punem un alt releu, cât să mă pricep eu la electricitate. Am discutat cu electricianul și să facem o modificare acolo. Domnul Crețu, trecerea de beton, da, la Vațion. O să facem adresă prin drumul județene, la direcția de drumul județene, ei fiind cei care sunt responsabili pe drumul județean, la care să le solicităm un punct de vedere și dacă poate să-l facă, să vină să-l facă aici. M-am lăsat, vin. Tursa de căldură și apă la căminul la Răcătău. Da, e o problemă. Vreau să spun că a fost stricată pompa respectivă, așa, care, bineînțeles, dacă nu este apă, nu este nici căldură. Crezi că nu mai are nimic acolo? Cine? Crezi că nu mai are nimic? De ce să aici așa? Rigola. Cu rigola. De ce mă facem mai acolo jos dacă nu facem rigola sub? Cu sensul generator, cu sensul. Da, nu, cu sensul generator mai puțin. Da, de banii pe care vom avea, da, mă gândesc să facem un acoperiș la fântâna respectivă, așa cum am gândit, sunt grădit. Deci o facem undeva cum e aia din median. Dar la sensul giratoriu, cam mult, zic eu. Nu e mult deloc, să știți, în parte. Zic eu, părerea mea. Vine cu o propunere de acoperiș de la școala de la Răcătău. Așa, e important. Păi, cât, vedeți, fiecare e important. Da, eu așa zic. Fântâna, ca să punem un gard, să punem câțiva stâlpi în picioare și să punem un gard din ochi. Nu o să zic că e care învață acolo. Ia, vedeți? Da. Sunt fiecare probleme. Dar cine a zis că e ca problema și mă săcăiesc pe mine la ceea ce am propus eu. Deci pompa respectivă o să fost stricată, am dus-o la reparat, din păcate nu se poate repara, am luat decizia să așezionăm o altă pompă, acum am pățit ca acela, când e una, nu cealaltă, cum spune proverbul. Și în momentul când ne-am dus la să montăm pompa, am găsit un vat de 30 de centimetri de apă. Și atunci riscam să sardă pompa nouă. Și acum s-au făcut de ferat, deja au făcut doamna de ferat în urma constatărilor făcut acolo. Trebuie găsit, pentru că altfel nu încerc, au venit variante, dar eu merg pe partea legală a lucrurilor, să facem o curățenie a fântânii respective, adică să curățăm vadul, să dăm drumul la un vad mai mare de apă ca să poată intri măcar pompa în fântână. Fântâna de la Bontaș? Da. Deci am găsit 30 de centimetri de apă. Și așa au mai avut el o idee să o închidă. Cred că ar trebui făcută fântâna proprie în curtea acolo și a terminat povestea. Da. Cel mai corect ar fi. Bun. După, ba da, la... Lui vine după ce i-ați făcut adâncimea, își face gaz. Hai, nu. E fântână publică, n-are cum să facă. Nu, n-are cum să... Așa. A făcut-o strămoș, așa o spus. Deci, logic, pompa respectivă alimentează și centrala. Deci ne fiind circuitul, eu vă spun ce spun specialiștii, nu mă pricep la chestia asta, deci circuitul apii nu poate, ne merg în pompa, nu poate să facă centrala, deci obligatoriu nu e nici căldură. Asta vreau să spun. Vă cred. Eu vă cred. Dar asta de scam să meargă centrala, ce-ți fac cu centrala? Centrala are ce e de informat. N-ați înțeles. Antigel bagă, dar antigelul vine prin circuit, doamnă. Eu nu mă pricep nici eu. Eu nu te de ce nu merge centrala din cauza publică? Care ce nu împinge apa, dar cine împinge apa? Nu împinge apa. Nu împinge apa. Nu, doamnă. Eu chem meseriasul. Eu chem meseriasul.
Valeria. Că nu există apă la toalete și asta, deci are dreptate. Deci erau oameni cu bani de 30 de litri. Căldură? Da, căldură, n-are nicio legătură. Domnule, dacă ai trebuit închis, iată și domnul. Pompa are un sistem de siguranță. Când se duce în temperatură, îți deschide o supapă care îi băga amulete. Dacă tu n-ai apă și s-o dus în zonă, ar da? Asta în cazul excepțional. Este nevoie de apă pentru atâta timp cât centrala merge. Vă spune cineva care... Eu așa mi s-a spus și mie, același lucru. Eu nu mă pricep aici. Deci nu sunt pe teritoriul meu. Deci poate să vină. Nu, poate să vină să ne explici. Nu, domnule, lăsați astea, hai să se rezolvă. Păi atât mă întreb, așa. Pubele, da, ziceți pubele acolo, zona aceea. Eu vă întreb eu pubele. Bun, îi punem pubele. Nu zicem, ne adunăm și punem pubele, ziceți dumneavoastră de acolo încolo. Vă spun la ce este situarea acestui. Bun, și credeți că dacă punem pubele, are acces mașina? Nu, și scoate omul vizual respectiv. Și unde îl scoate? Unde sunt celalalt mari? Unde, aici, la vale, la deal? Domnul Bobo, copii. Domnul Bobo, nici au plătit gunoiul, domnul primar. Oamenii au plătit gunoiul și spun că plătesc. De acord cu dumneavoastră. Eu v-am spus, eu am fost acolo. Și el cu granatir a zis așa, să luăm saci, ieri am cumva să dăm saci la oameni și el cu căruța colectează saci. Eu cred că mai e o soluție, e o soluție, mai adevărată chestia asta. Na, asta zic eu. Și na. Haideți să vă spun cu drumul județean, indiferent câte s-ar spune la ce. Deci drumul județean s-a terminat licitația, câștigătoarea este firma de la Răcăciuni, S. Așa și sunt în perioada... Începe lucrarea, dacă să știți. Nu, abia începe proiectarea. Ce lucrare de... Să înțelegeți, s-a trecut de finanțare, nu? Deci s-a aprobat. Licitația s-a încheiat licitația și câștigătorul este... Proiectare și execuție. Proiectarea, două luni, trei luni, doi azi. Proiectarea trebuie făcută înainte, domnule, înainte de finanțare. Domnule, să ai studiu de fezabilitate, exact cum suntem noi în același stadiu și la noi. Deci să faci studiu de fezabilitate, să aprobă studiul de fezabilitate cu suma respectivă și să faci proiectul tehnic. Bun, dacă în momentul când noi avem firma, constructorul care s-o ocupă de lucrare... Haideți să vă dau un exemplu. Podul Horgești, ca să nu dau școala... vă dau eu exemplu. Podul Horgești, păi același proceduri peste tot. Da. Noi am încheiat contract cu o firmă, cu două firme, este o asociație de două firme, în care am încheiat contract de proiectare plus execuție. Bun, care este durata contractului? 12 luni, dau un exemplu. Cât este proiectarea? 60 de zile, 2 luni. Restul e execuții. Deci până nu ai proiectul, ăla n-are ce să execuții. Ați înțeles ce vă spun eu? Deci e vorba de proiectare și execuție. Caietul de sarcini nu se face după proiect? Ba, da, nu se achiziționează caietul de sarcini la licitație. Da, păi o câștigat caietul de sarcini, dar trebuie să faci proiectul tehnic. Deci spune, aici merge 5 cui, aici merge 2 lemne, eu știu eu. Cantitate de materiale. Asta îi vreau să spun. Deci proiectul tehnic spune exact, ăla, constructorul când vine, ia proiectul tehnic și se uite, băi, cât o zis că trebuie aici? 5 mașini de balast, 5 mașini de balast spun aici. Nu poate să spune executantul și spune, să văd că aici ar trebui vreo 3. Aveți idei și până unde să vă ascultați? Da, până la intersecția din 252B. Acolo în intersecția de jos. Da. Da, 7 km 400. Aia sunt. Băi, acum apropo numiți? Da, președinte. Da? Mai este cineva? Nu. Nu mai este gata. Dar să propunem un președinte. Da. Propun eu. Dacă s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, ordinul de începere a lucrărilor sau... Da, domnul meu, la toate lucrările. Deci sunt în proiectare, în stadiul de proiectare. Toate sunt la proiectarea, mai avem încă, nu s-a terminat la școala Teodor, încă nu-i terminat proiectarea. Că au fost ultima care... Dar ceilalți... Inclusiv la Apă Canal, da? Apă Canal. Ok. Da, încă e proiectarea, încă n-am, nu, încă e lucru proiectarea la Apuși Canal. Proiectul tehnic. Proiectul tehnic. Nu știu, domnule, ăsta e proiectul nostru. Asfaltul e proiectul Consiliul Județean. Noi ce vorbim noi despre... Noi putem vorbi, exact cum a spus doamna viceprima, ceea ce discutăm noi la nivel de Consiliul Județean. Dar nu putem să spunem, da, aici putem garanta că noi facem pot pașii ăștia. Dar acolo nu putem să schimb pașii. Da, hai. Da. Președinte, din ședință, propun pe domnul Boboc Costică.
N-are președinte. Domnul Boboc, ce nu-ți place, da, domnul Boboc, să știți, scaunul e cald, lăsat din linii. Nu, nu, dar cine a făcut propunerea așa? Băi, eu l-am propunut, domnul. Nu există, domnule. Nu-și permite? Deci, eu personal votez până fiecare trece pe scaunul ăla. Păi, dar nu trebuie. Nu trebuie. Ai dovezi că a trecut domnul Boboc? Nu a fost, domnule. Domnul, domnul. Păi, dar nu a fost, domnule. Atunci personal votez. I-am încălțat ăștia. Poate mai e vreo unul, domnule. Nu, domnule. Pe rând, mai sunt alar în pirân, mai sunt alar în pirân, domnul Boboc. Cine? Da, rugăm pe domnul. E clar, ședința închisă. Mulțumim.